Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Alaltăieri am împlinit 4 ani de când suntem pe insulă, mulți înainte. În ăștia 4 ani ne-am mutat de 6 ori. Azi mă mut a 7-a oară. Inutil să zic că m-am săturat și sper de data aceasta să stăm măcar 2-3 ani în noua locație. Vă explic un pic mai târziu de ce ne-am mutat atât de des. Vă spun și nivelul chiriilor din Santa Cruz de Tenerife și vă arăt unde am locuit ultimele luni și unde mă mut. Asta e cartierul. E un cartier pe care am ajuns să-l îndrăgesc foarte tare. Vile de peste 1.000.000 de euro care se închiriază cu 2.000 de euro pe lună, 1.500-2.000 de euro pe lună, dar nu e nimic disponibil. Și apartamente în blocuri mici, cum sunt astea 4 din față, sau astea de aici, în care sunt 2, 3, 4, 6 apartamente într-un bloc și apartamentele sunt circa 500.000 de euro și se închiriază cu 1.500 de euro pe lună. Și apoi blocul meu și blocurile astea de lângă, care se închiriază cu 800-1100 și ceva. Eu plătesc 1.000 de euro pe lună pentru că avem piscina, am vrut neapărat să avem piscină. Între timp ne-am dat seama că nu e așa o mare șmecherie, în sensul în care în prima lună și a doua lună au fost în fiecare zi la piscină, acum nu mai mergem și dacă mergem pierdem alte lucruri mult mai importante pe care le-am putea face în timpul ăla, adică să mergem la bibliotecă, să mergem la o drumeție, și atunci chiar credem că nu mai e necesară și nu mai are sens să ai piscină. Normal că ne-am dorit, dar nu să plătești 102 de euro în plus. Așa că, în loc de 2 dormitoare cu 1.000 de euro pe lună, plătim 3 dormitoare într-un apartament mai bun, cum veți vedea că vă prezint un pic mai târziu, pentru 900 de euro pe lună. Vă spun și cum am negociat chiria la apartamentul ăsta și cum am negociat chiria la alte apartamente la care am fost aici. E foarte amuzant, e sub, cu titlul de glumă, să nu faceți așa. Ce e interesant la acest cartier este că e la graniță între favela asta, spun favela, mă rog, e un cartier tipic vechi din Tenerife, care are și o parte un pic mai nouă în partea asta, cu un teren de fotbal, spațiu pentru copii, două școli. Ca diferență, pe partea cealaltă avem vile de 1.000.000 de euro și pe partea asta casele astea, nu știu, nu se vând și nu se cumpără, că astea se moștenesc din tată în fiu, sunt câte o familie de, câte două, trei familii trăiesc într-o casă de asta, dar estimez eu că un apartament cu două dormitoare ar fi probabil 300 de euro, dar iarăși nu găsești. Ne separă un, se numește Baranco, e valea unui râu care e secat și are apă doar când plouă, când plouă mult. Deși e favelă, să zicem, nu are infracționalitate, în sensul în care că nu ai violență, nu ai nicio problemă. Eu am fost acolo, m-am plimbat seara, atâta doar că mi-au furat odată capacele de la roți. Să vedeți ce program am azi. Mă duc repede, fac un check-in pentru unul din apartamentele pe care le închiriez aici pe insulă, mă întorc, strâng cu Anca prin casă, între timp ea oricum strânge, și punem totul în cutii pentru mutat, merg la depozit, mă întâlnesc cu ăștia cu camionul să iau mobila de acolo, pentru că acesta a fost mobilat și eu am și mobilă într-un depozit, o duc la nou apartament, vi-l filmez ca să vedeți cum arată gol, vin aici, vi-l filmez și pe ăsta, tot gol, pentru că e o harababură pe care nu vreau să o expun pe net, după care, hai să fim, Doamne ajută să ajungem în punctul ăsta și după aia mai vedem. Mă întâlnesc acum cu proprietarul, să semnăm contractul, să iau cheile și vă arăt apartamentul. Gata, am semnat. Din spălătorie am început video ăsta, în spălătorie continui. Urmează bucătăria, care am o surpriză plăcută, e mai lată decât credeam. Deci aici îmi cap pe masă, pe locul ăsta aici. Și așa arată bucătăria. Apoi livingul. Asta e ușa de intrare, se intră direct în living, care este ăsta. E foarte luminos dacă deschid astea, dar sincer le las așa pentru moment și le deschid un pic mai târziu, ca să-l vedeți și cu mobilă. Și aici e un hol lung și avem așa. Mereu mă păcălește că acolo e ușă. Ăsta este un dormitor, foarte probabil al lui Vic. Are dulapurile aici și în capul lui pătuțul lui. Ăsta e al doilea dormitor, e al salei, cu dulap și ea,
Mă gândesc foarte serios că pot să pun patul și pe lățime aici și am un pic mai mult loc. Hai să vedem. Apoi, baia copiilor. Sunt foarte bucuros. Așa, și ăsta e dormitorul nostru. Nu e foarte mare. Nu știu cât să zic că este, însă are aici un dressing pe stânga și pe dreapta. Baia noastră, care are duș. Ăsta e apartamentul. Mă duc, iau copiii de la școală, nu știu dacă v-am zis chestia asta, dar trebuie să iau și copiii de la școală. Și după aia începe căratul major de mobilă. Cam asta se aude la ăștia mașini. A fost cel mai scurt și cel mai eficient check-in pe care l-am făcut vreodată. De obicei mă stau la vrăjeală, le mai arăt, le dau cheia, le arăt casa, ce mai e de făcut pe insulă, una alta, cine sunt, cu ce se ocupă, așa, nu știu, așa sunt eu mai vorbăreț. Am intrat, le-am arătat casa, le-am dat cheia, le-am vândut două bilete la Siam, am plecat. Ce v-am atât? Merg lucrurile aici, piano. Mă bufnește și râsul. Mă așteptau ăștia de la depozit să iau mobila până în ora 5, pentru că e închid. Și la 4 mă sună ăsta de la care are camionul și cu care trebuia să mut mobila. Mă sună și îmi zice că nevasta șoferului a făcut o zecime de avort. Mă scuzați că râd, dar n-am ce să mai fac, să o mai iau așa în tragic, nu pot. Ok, zic, nu e nicio problemă, hai să sun proprietarul să-i zic că mai vreau să stau aici o zi, două, să văd dacă mai încerce ceva sau nu. Când mă sună proprietarul și îmi spune că el oricum nu poate mâine să preia apartamentul, că nu e nicio problemă, că ne vedem luni. Deci azi e vineri, nu știu dacă v-am zis. Și trec peste asta și mă sună unul care vrea să-mi instaleze internet, zic ok, hai că mă duc. Că și așa nu mai aveam treabă. Și ies din bloc și numai ce mă sună iarăși că nu poate, că are o altă instalare. A rămas masca, adică sunt aici, nici nu știu încotro, nu mai știu ce să fac. Care ai scrisul meu? A, e simplu de știut care e scrisul tău, ăsta. Nu. Ăsta. Nu. E același, fiindcă am făcut aceeași fată. Atunci ăsta. Nu. Atunci ăsta. Ghiciți cine mă ajută la mutații, ce echipă bună facem, deci credeți-mă, super operativi. Vă las să ghiciți. De rufe. Și cea de la asta e de încălzit apa. Aici am care dă congelatoare. Asta e unul. Asta e mașina de vase și ăla e un congelator. Ah, super. Super, super. Aici... Am cărat niște jucării, niște lucruri pentru ca luni când vine camionul, a zis sâmbătă, să car numai mobilă și chestii grele. Pe care le iau de la depozit, nu le mai iau de la apartamentul ăsta. Așa că apartamentul ăsta rămâne aproape gol, nu ăsta, ăla în care am stat până acum, pe care vi-l prezint în minutele următoare. Fac un tur al apartamentului. Ce a zis? Lăcișoară. Ai intrat în apă? Ce știu omul, dar se mai și relaxează. Am coborât puțin la piscină pentru că e ultima zi în care ne putem bucura de ea. Deci am că vă spun despre toate locurile în care am stat până acum.
și ce chirie am plătit în fiecare. Prima chirie pe care am avut-o pe insulă a fost un apartament de super lux în mijlocul, în centrul orașului. Foarte, foarte tare apartamentul. Apartamentul se închiria cu 1500 de euro pe lună. Am stat destul de puțin acolo pentru că, scump, și ne-am mutat la un apartament de 1100 de euro pe lună, cu 3 dormitoare, tot în centru, dar într-o zonă mai locuibilă, nu în centru pietonal, într-o zonă cu tramvai, foarte, foarte, a fost printre cele mai tari apartamente pe care le-am avut. În cazul în care vă gândiți să vă mutați, oriunde v-ați muta, în primele luni luați în calcul că veți plăti o chirie mai mare decât normal, pentru că e clar că nu aveți o istorie pe care să o demonstrați și riscul pe care îl reprezentați pentru un proprietar se traduce într-o chirie mai mare. Al doilea apartament, v-am spus că avea 3 dormitoare și 2 băi, totul renovat, foarte curat, totul nou, 2 balcoane, unul în care luam masa, unul pe care nu l-am folosit deloc pentru un an jumate, avea vreo 140 de metri pătrați. După ce ne-a anunțat al doilea proprietar că trebuie să îl părăsim, că el se întoarce în Tenerife, am căutat, de fapt nici măcar n-am căutat, eu gestionam o casă la închiriere de vacanță și am vorbit cu proprietarul acestei case, am dat la o parte comisionul meu, i-am plătit netul și am stat acolo o lună jumate sau două luni jumate. Am plătit o lună, 1200 pe lună, plus că avea avantajul foarte mare în care puteam să plătim doar o lună și să ne mutăm după aia, iar în luna aia să ne căutăm altceva, ceea ce am și făcut. Ne-am mutat în apartamentul pe care îl pun aici, este filmat un tur al acestui apartament când am plecat de acolo. E un video plin de emoție pentru că am iubit apartamentul acesta, a fost o perioadă foarte frumoasă. Am negociat chiar chiria la acest apartament, dar să vedeți cum. Apartamentul era 600 și am simțit că nu ne place proprietarul pentru că avem copii și pentru că eram român, trebuie să spun și asta, că e adevărat. Și văzând, simțeam că pierdem apartamentul, asta ne-am dat seama pentru că nu ne-a dat răspunsul pe loc, pentru că a doua zi ne tot tărăgăna, ei nu știu să zică nu, ei zic da, vorbim mâine. Și când am văzut că vorbim mâine, am spus bine, ok, știi ceva, nu de 600, dăm 650, ok, așa? Buf, imediat s-a zis da. Am stat un an de zile pe 650, după care am reușit să reducem la 600. Însă a venit pandemia și într-un apartament în primul lockdown, cel mai puternic, în care nu puteai să ieși nici măcar pe stradă, decât dacă aveai câine, dacă aveai copil, nu puteai să ieși, a fost atât de neplăcut să stai în acest apartament, încât ne-am mutat în pandemie, aproape ilegal. Ne-am mutat într-o altă casă pe care o gestionam la închiriere de vacanță, în care proprietarul a fost super, super drăguț. O să pun un video cu turul casei aici. Primele luni de zile, pentru că el oricum era goală casa, s-a oferit să ne ajute să nu plătim absolut nimic. Era o perioadă de pandemie în care toată lumea de pe insulă depindea de turism și a fost un băiat super, super drăguț. Oricum devenisem deja prieteni și acum suntem foarte buni prieteni în continuare. Am stat acolo un an și jumătate, am făcut vloguri în fiecare zi acolo pentru că era pandemie și nu lucram altceva și turismul era mort. După primele 3 sau 4 luni am plătit chirie și am plătit 650, cum plăteam și dincolo, cu condiția să îl ajutăm să vândă casa. Casa s-a vândut și iarăși a trebuit să ne mutăm. Cred că am uitat să vă zic, apartamentul de 600 de euro din care ne-am mutat în pandemie, avea 3 dormitoare și 4 băi, era într-o zonă limitrofă a orașului, practic era la ieșire din oraș, pe o vale de asta, deși era în Santa Cruz, era de fapt un sat. De-aia costa doar 650 de euro, respectiv 600 cât am plătit până la urmă. În sud, chiriile sunt un pic mai mici, părerea mea, mai ales acum de când cu pandemia, dar puțin mai mici, adică găsiți un apartament cu două camere, cu două dormitoare, pe undeva pe la 500 de euro, într-un sat. Și sunt un pic mai mari, poate cu 50-100 de euro mai mari, pentru un apartament cu două sau trei dormitoare, într-o zonă căutată, într-o zonă turistică. Deci unde e turism e mai mult, mai scump ca în Tenerife, ca în Santa Cruz, pardon, în capitală unde stau eu, și unde nu-i turism e mai ieftin decât aici. Cam asta ar fi prețurile la apartamente. Trebuie să știți că există, pentru apartamente în general, veți avea nevoie de un agent imobiliar. Agentul imobiliar este plătit în exclusivitate de cel care își caută să-și cumpere, adică voi, ca și chiriași, veți plăti o lună de zile. Mi se pare total nedrept, dar asta e situația. E nedrept pentru că el face și jobul proprietarului, practic. Dar este ce este.
am mai cărat o tură și gata. Adică gata cu lucrurile astea pe care le-am avut în apartament, nu și cu lucrurile care sunt în depozit și pe care trebuie să le luăm din depozit mâine. Că știți că ăștia m-au încurcat și apropo, să vedeți fază tare, bueno, trebuie señor, să-l ascultați pe ăsta. Lo siento por no contestarle ni mandarle eso, pero es que el tema que mi familia cogió COVID. Ha tenido COVID, ha tenido la enfermedad, mi madre, todo el mundo en mi casa, mi pareja, tot. Nu zic, Doamne ferește, îi urez sănătate, sper să-mi fi mințit, dacă n-am mințit să fie sănătos. Câteva gânduri despre mutare cu care aș vrea să vă las și cu care aș vrea să rămân și eu și de aceea le punctez acum. Sunt, în primul rând, i-am implicat pe copii, în sensul în care ei și-au strâns singuri tot ce vedeți aici în spate, tot ce e prin sertarele lor, în dulapurile lor, tot. M-au ajutat, am făcut o echipă extraordinară. Deci Anca strângea și cu copiii, eu căram. Sara m-a ajutat foarte mult și să car, să-mi deschidă ușile, să-mi țină ușile. Victor mai puțin, dar ce se întâmplă? De ce? Pentru că e un pic supă, pentru că e supărat un pic că plecăm și n-am vrut să apăs pe rana asta lui. Nu-i place că plecăm pentru că nu-i plac schimbările, ca de altfel tuturor copiilor. Și ce facem noi în sensul ăsta este să prezentăm motivul pentru care plecăm, pentru că deși crezi că nu înțeleg, ai crede că nu înțeleg, ei înțeleg. Prezentăm motivul, prezentăm avantajele noului loc, chiar dacă pleci la un loc super de lux, la unul mai ieftin, sigur găsești niște avantaje. Și facem cumva tranziția asta mai ușoară. Oricum când se mută acolo și se obișnuiește cu noul ambient, sigur e ok. În plus de asta, rămân cu gândul că vreau să stăm aici, unde suntem acum, am închiriat de la o firmă foarte mare de investiții care nu vinde niciodată și ne-am interesat pentru că m-am săturat să, unde stau eu se vinde casa. Dacă aveți o casă de vânzare, poate e cazul să stau eu închiria acolo. Așa că 3-4 ani suntem acolo, ca idee, dacă ai o mașină mare și spațiu, cel mai tare e să te muți cu cutii, bagi în cutii, le sortezi foarte bine, pui în cutii, scoți din cutii, foarte ok. Dacă n-ai mașină mare și vrei să fii eficient, atunci mergi cel mai tare, mă rog, saci de gunoi, sau pungile mari de la IKEA. Am făcut super treabă cu ele. De ce? Le bagi și ocupi absolut tot locul pe care l-ai la dispoziție. Și aici e livingul, după cum vedeți, probabil e simplu să vă dați seama de asta. Livingul are aici o măsuță unde mâncam. Asta se face de 2 sau 4 persoane, foarte ușor, e foarte practică, o recomand. Și e așa cum îl vedeți, foarte practic și minimalist. Sunt 2 scaune aici pentru lua masa și încă 2 în bucătărie. Aici e dormitorul copiilor, ce distracție am avut aici și ce frumos, ce bine ne-am simțit. Și biroul Ancăi și al Sarei, eu și Victor pe unde apucăm. Să vedeți cum au dulapurile astea încastrate în perete și sunt foarte, foarte practice. Mai departe, aici o bucătărie, adică o bucătărie singură, bucătărie foarte mică. Ar fi mai mare dacă aș fi dat ăsta jos, dacă era casa mea, evident, și o deschideam total. Pentru că aici e un alt dulap sau un alt spațiu de depozitare. Cam așa lăsăm noi casa când plecăm. Uitați-vă cât de curat e totul și gândiți-vă că n-am avut garanție, pentru că dacă aveam garanție, mă normal se lasă o lună de garanție, poate chiar mai mult, o lună, două, uneori trei, acum lăsăm 3, spre exemplu. Dacă lași o lună, două de garanție, cum să vă zic, data trecută am plătit câteva sute de euro numai pentru că un rulou de-asta de la geamuri se rupsese. Și n-aș fi foarte sigur că nu era deja rupt, dar hai să zic, am 2 copii, poate că s-a rupt. Noi nu pun la îndoială. Ideea e că trebuie să lași casa brici ca să n-aibă ăștia motiv să-ți oprească garanția. Și aici e baia. Cum vă ziceam, singura problemă e că baia are
că avem o singură baie. Bun, și acum dormitorul nostru, care are la fel dulapuri încastrate și multe sertare. Nu e mult de arătat. E mic apartamentul, termin imediat, are 60 de metri pătrați. Ne-am simțit foarte, foarte bine aici. Sincer, n-am așa o nostalgie cum am din alte case. Poate că nici n-am stat suficient de mult, poate că nu mi-au plăcut vecinii. Apropo, vecinii ăștia nicăieri n-am văzut așa ceva. Sunt cel puțin două familii care nu salută. Deci nu salută, le zic bună ziua, nu-mi răspund. Poate că nu știu spaniol. O altă chestie pe care am făcut-o pentru copii, odată cu mutarea asta, este să ne luăm la revedere de la căsuță, să ne luăm la revedere de la cartier. Acum mergem pentru ultima oară la o cofetărie aici în colț, după care Victor mai are o fantezie că vrea să urce niște scări pe care le avem noi aici în cartier și vrea să ajungă el până sus acolo să vadă cartierul de sus. Ce faceți, mă? Poftă bună! Asta e ca fiindcă mami mi-a cerut cafe cu lece și a înțeles cafe cu ciocolată și iau cu ciocolată. Și mi-a zis așa aici un... un da, bă, ce drăguț! Asta e cartierul ăla pe care vi-l arătam de la mine, de pe terasă sau de pe geam, de vile de 1 milion, 1 milion jumate. O vilă aici o vindea banca, nu mai văd, cred că a renovat-o și nu mai recunosc, cu 750.000 și cred că asta, n-aș fi foarte sigur, dar da, asta. Asta, doar că au schimbat fațada, deci nu era albă. Deci asta a fost 750.000 recuperată de bancă. Dar în mod normal celelalte sunt toate 1 milion, 1 milion și ceva. Vedeți că exact mai erau alte scări? I just do that's fact and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack, I've got visions in my head. Like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Construiesc acolo, aici, aici și în capătul străzii. Prinde un pic pe stânga ta. Treci acum pe stânga un pic. Ca să pot să filmez, să te filmez pe tine, dar filmez... N-am putut, mi-a fost jenă. Avea asta în... un seria 4 nou-nouz decapotabil și un seria 8. Și am vrut să îi le filmez, dar era el în garaj și mi-a fost jenă, așa, nu prea e neregulă să filmezi în garajul omului. E foarte liniștit așa, nu e nimic aici. Nu ești în oraș, teoretic. Adică nu, teoretic ești practic sau invers. Acum au spart stânca aia ca să își facă el curte. Deci vezi cât a versantul ăla de stâncă? Cred că de-aia sunt scumpe și e costul foarte, foarte mare, că e foarte, foarte greu să construiești pe terenul ăsta, că spargi toată stânca asta. Asta e capătul cartierului, cu două vile. Asta e super tare, are și priveliște asta. Tati! Da, tati! Pe terenul ăsta aș face o vilă cu piscina sau un dinopan. Și eu aș face o vilă cu piscina aici, uite, gândind la fel. Și asta este Santa Cruz.
ajungi acolo să mă iei pe mine. We breaking the law, breaking the law. Și aici încă un loc de vilă, că nu pot să zic loc de casă. Între vila asta și vila asta. A, și aici e favela de care vă ziceam. Adică, na, oameni care s-au născut și crescut aici, cu venituri foarte mici, care mai fură capace de rost din când în când. Mă simt așa ca un voyeurist de ăsta, așa mă uit în casa oamenilor și asta, dar chiar e interesant să vezi cum trăiesc bogătașii ăștia. Da, ăsta chiar e tare. Nu e mic, pare mic, dar e mare dacă te uiți. Pentru că, deci ăsta e super loc de casă, doar că nu ai foarte bună priveliștea, că e destul de jos și peste drum aici ai deja altă vilă. Dar s-a muncit ceva să-l amenajezi, să scoți toată piatra asta de aici. Și acolo poți să-ți faci, poți să te bagi ocupa, sunt să stai aici. Ia uite mașina. Săracul ăsta cu Volkswagen nu stă pe aici. Nu mă abțin să nu vă arăt încă niște locuri de-astea de casă fantastice. Bine, aici sunt două, e unul jos și unul aici. Dar ai priveliștea asta și vecinii ăștia. Și ăsta e cam sărac, care are o casă micuță. Ce faci? Pe partea asta nu sunt vile, pentru că, deci, cât vedeți cu ochii, nu ai vedere la ocean. Oceanul e undeva aici. Drept în față e o școală și un pic mai în față aici e a doua școală. Amândouă sunt școli de astea de stat din cartier. Uite, Anca, le poți vedea piscina ăstora pe care ziceai că n-au piscină. Blocul ăsta din față cred că e cel mai tare din cartier. Adică are și piscină și balcoane, celelalte n-au. Și asta e casa cea mai deosebită din cartier, e pe stilul canariot, între toate vilele astea noi. Are un farmec deosebit. Și ea și asta de lângă. Îmi place mult asta. Se vinde apartamentul ăsta aici. O să sun și o să scriu cu cât se vinde. Chiar sunt foarte curios, pentru că ăsta e cel mai tare bloc din cartier. În afară de faptul că au o piscină mare și lată și mare, ce să zic, nu ca a noastră, au foarte multe spații comune, unde toți copiii din bloc ies și se joacă seara. Vedeți acolo o urmă de ouă. Au o sărbătoare în care aruncă cu ouă. Într-o noapte stăteam cu Anca la televizor, pe la 12 noaptea, bum, bum, două bubuituri în geam. Ne-am speriat foarte tare, ne-am gândit, băi, de ce s-a întâmplat asta? Sunt vecini, că fac discriminare, că suntem români, na, cum gândești? Mai a doua zi m-am dus la poliție, mă rog, am găsit poliția pe stradă, m-am oprit și am întrebat, băi, frate, uite care e treaba, e ceva normal aici? Și zice, da, pe 12 decembrie e o nu știu ce sărbătoare și aruncă cu ouă în autobuz. Dar nu e ce s-a întâmplat, era singura lumină la 12 noaptea când Vă place mai apartamentul? Da. Dic? Sunt rupt. E o chestie de percepție. Mie îmi plăcea așa și așa și acum îmi place foarte mult. Anca îi plăcea așa și așa și acum nu-i mai place așa mult. De față de prima oară când l-am văzut. Dar aici nu e pe ales. Adică aici ai văzut apartamentul, trebuie să te comiți imediat, că altfel peste 2 ore e închiriat deja. Așa că spuneți-mi voi în comentarii cum vă place, ca să știm, e bun sau nu e bun? Bluze, hanorace, rochi. Am ajuns la depozit. Cam asta trebuie să încărcăm.
Era tare să avem așa un tir și să luăm direct container. Am emoții că ăștia nu sunt încă aici. Ați văzut ce am pățit? Că o firmă de luni până sâmbătă nu mi-a răspuns. Mi-a răspuns sâmbătă că nu poate. Iar cealaltă de luni până vineri la 4 mi-a zis că poate și vineri la 4 mi-a zis că nu poate. La 5 trebuia să fiu aici să mă mut. Așteaptă de la ova. Ah, virkli. Sie sind dort, ja. Ja, denke ich mal. Erau aici, așteptau, dar deci eu am întârziat. 1 hour later. Mulțumesc, Dumnezeu. Aveți grijă unde vă mutați, să nu faceți ca mine să vă mutați de 7 ori în 4 ani. Mi-au lăsat mobila așa, de fapt, sincer, nu mi-au lăsat-o. I-am rugat eu să plece pentru că mă enerva foarte tare, că se grăbeau, erau bușeau, zgâriau pereți și toate astea. Zic, băi, hai mai bine las-o așa, că o fac eu cu Anca sau cu Cipi și asta este. Nu uitați, share, like, subscribe. Aveți aici un video cu ultima mea mutare, aici un video cu un apartament în care am stat, aici lista cu toate videourile despre emigrare și aici, ce aveți aici? O surpriză. V-am pupat, spuneți da aventurii. Ne vedem în următorul vlog. Ciao!